Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Din nou suntem pe drumuri, din nou suntem la cumpărături. Luna decembrie e foarte, foarte aglomerată și pentru noi și bănuiesc că și pentru voi. Mergem să luăm ce mai avem nevoie. Iubi s-a dus să scoate niște bani și le așteptăm în mașină, după care vom merge la cumpărături din nou. Nu știu cum se face, dar de fiecare dată ne prindeți la cumpărături. N-am apucat să postez foarte des perioada asta pentru că am fost foarte, foarte aglomerați. Am avut multe chestii de făcut, n-am apucat să postez foarte mult, dar astăzi am zis să încep un nou vlog, să vă iau din nou cu noi la cumpărături, să vedem ce reușim să cumpărăm astăzi. Cred că e foarte aglomerat, foarte, foarte aglomerat. Mi-e groază de perioada asta doar pentru chestia asta, că e aglomerat peste tot, și pe străzi și în magazine. Dar trecem peste. Am făcut eu zilele trecute multe cumpărături ca să evit cât de cât aglomerația. Dar mai avem multe de cumpărat. O să ne cumpărăm un stick, nu știu dacă stick se numește, la televizorul din living, pentru că ăla nu are internet. Și a zis iubi că e o variantă să cumpărăm un stick să-l și pe ăla cu internet, pentru că nu-l folosim cine știe ce, așa poate să-l folosim mai mult. Mai vedem pe parcurs ce o să facem. Te rog frumos. Da. Când ajungem la magazin. Da. Vreau. Ce vrei? Să-mi cumpere jucărie. Păi trebuie să vină Moș Crăciun imediat. Ce jucărie să cumpărăm? Două zile mai sunt. Păi două zile, da. Păi da, dar trebuie să avem răbdare. Pentru că trebuie să avem răbdare să vină Moș Crăciun. Da, vreau să-mi cumpere jucărie. Ai învățat poezia? Da. Ia zi-o, mamă. Pentru anul care vine, mă urăm cu se cuvine, să trăiți, să aveți pate, de beșu și sănătate. Viața întreagă să vă fie, fericire, bucurie, să ne creșteți fiți frumoși și la minte sănătoși. Bravo, pupușa lui mami. Și mai avem una de învățat, dar da, pentru Moș Crăciun. Da. Nu o știi așa bine, dar o învățăm noi și o știm și pe asta. Dar asta trebuie să stai din telefon să umbli. Asta are și telecomandă, știi? Păi asta, numai din telefon, dar parcă nu e așa practic. Păi și care? Păi nu, din telefon nu. Asta are și telecomandă. Ah, pe care? Asta îl bagi din spate la televizor și are și telecomandă. Și umbli de telecomanda aia, știi? Păi și luăm pe asta? Păi cred că mai bine asta, nu? Păi nu știu. Decât ăsta, că ăsta parcă nu e așa. Da. Stai un pic, mama. Luăm pe asta. Nu? Luăm pe asta, că dacă nu avem... Nu? Păi eu așa zic, că altul nu e. Ha. Cum vrei să mergem și la Media Galaxy, în partea cealaltă? Unde, la Carrefour? La Carrefour. Păi oricum trebuie să mergem. Dacă nu ne mai întoarcem? Căutăm acolo? Poate găsim mai ieftin. Nu? Nu, lasă-l, atunci și vedem. Ha, și dacă găsim acolo, nu? Dacă e, ne întoarcem. Te mai zici, măi, mamă, uite, nu găsim parcare. Zice, iubire, zice. Se simte magia Crăciunului. Da. Ia, atenție! Asta e magia Crăciunului. Atenție, mamă! Ia un pic, că m-am obosit tot aici, în parcare. Ia, lasă-mi cadă și telefonul. Opa! Nu mai ce trebuie. Cu senzorii, că piu, 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 piu. Gata! Ia! A trezit și a dormit iară? Uite de ce rău de stă! Dragă de ea! Somnoroasă! Trezim acum un pic? Da, numai un pic? Un pic. Lasă puiul să doarmă. Hai să trezești mai elegant. Ha! Dar le-au fost a fi mai curată. A, ok.
mică mami. Să spălăm un pic mașina care arăta groaznic. După mergem acasă să lăsăm ce-am cumpărat, să las copilașul și soțul acasă și am să mă duc la cumpărături din nou. Dar voi merge singură pentru că merg să fac cumpărăturile alimentare. Aș fi putut să fac și acum din Carrefour, doar că am zis să nu pierd așa de mult timp cu copiii în magazin și o să-i duc acasă să stea cu iubii și o să mă duc singură la cumpărături. Mi-e mai ușor pentru că nu uit nimic din ce am de luat. Bine, tot mereu când merg la magazin, oricum îmi fac o listă și îmi iau tot de pe listă, pentru că nu vreau să uit nimic, să fac drumuri inutile la magazin. Și cu copiii mi-e mai greu, pentru că îmi distrage atenția, nu știu exact ce am de luat și acum oricum e foarte, foarte aglomerat în magazine și n-aș fi vrut să stea prea mult prin magazine, așa că îi duc acasă și o să merg la cumpărături. O să vă arăt după ce cumpărături alimentare fac și ce am cumpărat din oraș. Mi-am găsit și stick, am găsit și o lampă de care aveam nevoie, dar o să vă arăt acasă exact ce. Și ne vom auzi. Light shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses. The church choir sings aloud. Feel my heart. Dragilor, am ajuns acasă. Am terminat cu cumpărăturile și vreau să vă arăt și vouă ce mi-am cumpărat. În mare parte pentru că a băgat iubit din ele în frigider, legume, fructe, am mai băgat iubit din ele. Am luat așa de Danonino cu brânză, am luat o brânzică făgăraș și mai fac luștefii. Am luat așa niște roșii cherry, o pastă de la Rio de Pateu care e foarte faină, foarte bună e. Mi-am luat două conserve de ciuperci, vreau să fac niște ciuperci cu maioneză, așa o chestie faină. Un sos pentru paste care îmi place foarte mult. Asta îl folosesc de fiecare dată. Așa, am luat din asta de icre. Niște cârnați, ca așa un ton. Am luat două țiple de cașcaval. I-am luat lui Octi, mai fac câte un sandvișel. Am luat așa niște carne la garniță. Mi-era foame, ce-i drept acum când am fost la cumpărături. Și mi-a plăcut așa cum arată, mi-aduce aminte de copilărie, când făcea mama. Am luat așa. Am luat 20 de ouă pentru că vreau să fac niște ouă umplute. Mi-aș dori să vă arăt și ce mâncare fac de sărbători, dar asta depinde ce timp o să am să pot și să filmez. Am luat niște pulpe de pui. Am luat așa piept de pui dezosat. O bucată de spată de porc. Am luat cărnița tocată pentru sarmale. Am luat niște măsline. N-am mai luat până acum din astea de la Penny. Nu știu exact ce gustau. Am luat un lapte pentru Ștefi. Am luat ceva dulciuri. Un Radler. Un Glade pentru aparatul de la baie. Stai pentru toaletă. Am găsit așa niște turte
și cred că sunt bune. Nici astea nu le-am mai încercat niciodată, dar am zis să văd cum sunt. Am luat mini ciocolată cu banane, astea tare drăguțe și le plac copiilor. Am luat o cutie de 3-in-1, bem și cafea naturală și 3-in-1, depinde cum ne trezim. Am luat șervețele umede, un dero. Am luat suc, apă. În mare parte cam asta aici am luat. Mergem dincolo cu Iubi să încercăm sticola, să vedem cum merge și dacă merge. A vrut Octi neapărat să mănânce sushi. N-am mâncat niciodată, sincer, nici eu n-am mâncat niciodată, nici nu eram tare curioasă, dar dacă Octi a vrut să mănânce, nici nu știu cum să țin bețele astea în mână. Dar dacă a vrut Octi să încerce, zic, hai să luăm să vedem ce gustau. Iubi a zis că a încercat și nu l-a dat pe spate. Gustul o să încerc și eu una să văd ce gustare. Poate îmi place. A văzut Ștefie orțelul pe masă și a vrut să mănânce. Și ia uite ce frumos a păpat. Cum e, iubita? E bun? Da. Îți place? Ce are fetița acolo? Așa, papă, fetița, tu, păpușa lui mama, tu te-ai moșcoșit toată, trebuie să te spăl toată. Nu e voie, tu. Da. Cu lingurița se papă, iubita mea. Unde-i lingurița? Așa, mama, așa. Și bagi în guriță. Așa, mami, bravo! Așa, deci am de lucru, trebuie să o spăl. Unde stai aici? Să stai aici jos, hai. Na, trebuie așa să-l desfacem. Hai să vedem, iubire, am făcut treabă bună cu sticul ăsta. Stai numai un pic, că îi trebuie ceva tupurile să nu-i rupă asta, că dacă nu... Stai așa să-l dau o farfecă sau ceva. Dacă nu e bun, să-l putem duce înapoi, știi? Desfac ăsta. E sticul cel am luat pentru televizor. A, păi da, dacă îl faci televizorul, poți să uite aici. Păi stai să vedem să-l facem. Îl am pe Rubble. Rubble? Da, uite-l. Ăsta e. Rubble. Hai, ce frumos e. Alu Ștefi unde e? Alu Ștefi și l-a pierdut. Deja? Da. Așa. Zine, iubi, ce face? Ce face mai exact sticul ăsta? Că eu am explicat, dar... Știi că eu nu prea mă pricep. Televizorul vechi într un televizor mai nou. A, da. Chiar că e vechi, are ceva ani. Da, e are, vechi. Cred că are vreo... E vechi de vreo 3 ani. Cât are vreo... 8, 9 ani. 10. Așa mult? Ai, nu. Nu 10, n-are 10. N-are cum să aibă 10. Da, oricine că are. Nu știu dacă are chiar așa... Cred că are. Nu, ia să vedem, nu băgam guricăturile. Adevărul că nici nu prea l-am folosit. Iată ce telecomandă pe aia. Ce tare. Adică... Aia se folosește și la televizor? Da. Da. Cu asta aprem, interesant. Da, adică putem să dăm pe ce vrem așa pe... Hai e să ca vedem cel că de și dincolo. Eu sunt curios. E ca cel de dincolo, mami. Dă-mi un pic lutati, puiule. Dar ce faină e? Desfacem ăsta. Ce are fetița aici? Te recomand, da? Da, e faină. Cât a fost până la urmă asta? Că nu mai știu, 270 de lei? Mamele, chiar că poți să stii? 279. Da, deci a fost mai ieftin cu 20 de lei ca dincolo. Da. A. Benzina din partea cealaltă. Cât am traversat orașul. Păi la unde se bagă? Și ăsta. Păi cred că unul vine în televizor, nu? Da. Aia ziceam că televizorul nostru e foarte fain, doar că nu prea l-am folosit. Și acum dacă stăm mai mult în casă, cum e iarna, am zis să îl facem util. Stefi, dai că ți-am dat acolo. Asta e cu... Baterii. Și unde intră bateriile? Aici ar trebui. La bani ăștia ar putea măcar să pună nici baterii. Nici baterii n-au dat. Nici baterii n-au pus. Așa ceva, mă. Și sunt. Da, la loc, mama. Yes. Ia să încercăm. Îmi dai un pic telecomandă, iubire. Te călătoștești. Mulțumesc. Așa. Să era pe ăla de pe play. Da. Am avut eu într-o zi un play. Ai avut, iubire, dar... Am avut, dar l-am văzut că m-am plictisit de el. De să dăm pe celălalt. A reușit, iubi, super! Gata! Ia să vedem. Trebuie să scăpăm numai de cablul ăla, să-l lungim cumva, că mă nerviază cum arată. Debi, eu știu cum la ceva. Trebuie să cumpăr un cablu mai lung, acum, știi? Ca să-l prelungești. Are ceva să mă uși eu? Are YouTube, mama. YouTube, puiul, tata.
Dacă tot a reușit Iubi cu sticul, acum să vă arăt și eu ce accesori primit ca și cadou. Da. Să facem... Ca cadou, să facem vlogurile să fie mai calitative. Haideți să le desfacem împreună. Și să vă arăt și accesoriile mele pentru vlogging. Mi-am luat două chestii noi pentru a oferi o claritate mai bună a videoclipurilor mele. Unul l-am cumpărat astăzi, iar pe cel de-al doilea l-am primit cadou de la Iubi. Acum vreo câteva zile, doar că n-am apucat să vi-l arăt. Primul este... Da, așa o lampă, cred că îi zice. Pentru a oferi mai multă luminozitate când filmezi cu camera de aproape. Am o lumină mai bună acum datorită lămpii mele noi cu LED, care are o lumină foarte bună, doar că nu se vede suficient de bine. Așa că mi-am luat așa o chestie pe care am dat undeva la 60 de lei, care cred eu că o să-mi fie tare de folos. O să o încerc acum cu voi. O să și pun să vedem dacă se vede diferența între filmarea cu lampa și filmarea fără lampă. O să-mi iau probabil una mai bună dacă nu o să-și facă treaba cum trebuie. Dar am zis că pentru început este super ok. Să vedem ce accesorii avem aici. Da. O desfac să vedem exact ce am făcut noi aici. Aici are și suportul pe care vine prins. Avea un magazin, un model expus. Așa, să trebuie să-l prindem așa. Mai are aici o chestie, nu știu exact ce e asta. La astea se pricepe Iubi, mai bine eu nu prea. La chestiile astea, dar o să vedem. I-am dat de cap și așa arată jmecheria mea de lumină. Acum vreau să o schimb și să vedem diferența. Cu siguranță o să se vadă mult mai bine. Haideți să vedem cum arată și o să vă arăt și cea de-a doua chestie. Ta-da-da-da! Și așa arată cu lumină. Cred că arată mult mai bine. Nu știu dacă am fixat-o eu acum exact cum trebuie, dar înainte filmam cu acest micuț mini trepied, dar acum am ceva și mai bun. Mă bucur că mi-a cumpărat Iubi ceva cu care pot să filmez mult mai bine și mult mai calitativ. Acest stabilizator ajută să ai mișcarea fixă când mergi cu telefonul sau când faci mișcări bruște, să nu îți miște imaginea foarte tare. Cu asta nu va mai fi problemă. Până acum aveam, pentru că filmam cu ăla și n-aveam cum. Așa arată el în cutie. E tare interesant. Are multe funcții. Iubi s-a apucat mai mult. El știe mai multe chestii. Eu nu prea am avut când, dar are o aplicație, trebuie descărcată. Aici are chestia asta care vine prinsă cu magnet. Dacă nu știu exact cum vine. Se... Așa, ceva de genul. De aici se pornește. Trebuie băgat la încărcat. E cu un încărcător. Ține, cred că, undeva la 7 ore, iubire, așa? 7-8 ore ține bateria, deci pot să filmez liniștit. Și mă bucur tare mult de el și abia aștept să-l probez, să vedem cum va fi. A fost în jur la 600 de lei, iubire. Nu? Sau chiar 600? Poftim? 600 și ceva, nu mai știu. 600 și ceva de lei a fost, dar cred că își merită banii pentru că diferența e foarte mare. Nu-ți dai seama până nu-l folosești cât de mare e diferența. Dragilor, astea fiind spuse, am și lumină, am și stabilizator, deci am de toate, pot să fac vloguri cât mai multe și cât mai calitative, sper eu.
Mi-aș dori tare, tare mult să-mi scrieți în comentarii ce vloguri v-ar plăcea să facem, ce sunteți curioși, ce v-ar plăcea să vă arătăm. Mi-ar plăcea să primesc idei și de la voi, să interacționăm cât mai mult. Sper din suflet să vă fi plăcut și acest vlog. Mi-aș dori tare, tare mult ca până de anul nou să fac 600 de abonați, v-aș fi foarte recunoscătoare. Vă mulțumesc pentru fiecare like în parte și pentru fiecare susținere din partea voastră. Pe mine mă încurajează și îmi dă putere să merg mai departe. Dacă vă place acest vlog, să nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru dacă încă n-ați făcut-o. Până data viitoare, să aveți grijă de voi. Mi-aș dori tare mult să filmez ce mâncare fac de sărbători, dar nu promit nimic pentru că nu știu cum stau cu timpul și nu vreau să promit ceva ce nu știu sigur dacă o să pot face. Dacă o să pot, o să filmez. Dacă nu, o să vedem pe mai încolo ce o să filmăm. Următorul vlog cu siguranță va fi mai calitativ datorită stabilizatorului, așa că haideți să ne vedem în următorul. Vă pupăcesc și aveți grijă de voi până data viitoare. Pa, pa!